Cei mai buni atleți din România își vor da întâlnire la finalul acestei săptămâni pe stadionul Nicolae Dobrin din Pitești, unde este programat campionatul național de atletism rezervat seniorilor și tineretului. La eveniment vor fi prezenți și 4 atleți zălăuani. Începând de mâine dimineață, stadionul Nicolae Dobrin din Pitești va fi gazda campionatului național de atletism rezervat seniorilor și tineretului. La senior va avea loc ediția cu numărul 101, iar la tineret a fost programată cea de-a 36-a ediție. Clubul sportiv municipal Zalău va fi reprezentat de Paula Todoran, sportivă clasată pe locul 6 cu echipa României în proba de 10.000 de metri la Cupa Europei, în urmă cu 3 săptămâni. Atleta pregătită de Mirel Seișanu va lua startul în cadrul aceleiași probe și la naționalele de la Pitești, sperând să obțină o medalie. Printre adversarele Paulei Todoran în cursa de la Pitești se numără și Mădălina Florea, campioana națională acestei probe, Roxana Bârcă și Andreea Pișcu, ultimele două făcând parte din echipa României care a participat la Cupa Europei de la Minsk. Liceul cu program sportiv Avramiancu Zalău va avea 2 participanți la campionatul național, pe Claudiu Melec și Șarcani Rachel. Claudiu Melec, sportiv pregătit de Teodor Bidian, va lua startul în cursa de 10.000 de metri, în timp ce Șarcani, atletă pregătită de Mirel Seișanu, va concura în proba de 100 de metri plat. La evenimentul de la Pitești va fi prezent și Robert Parș, un zălăuan ce a activat la Clubul Sportiv Școlar, iar în prezent concurează pentru Universitatea Cluj. Pentru fostul atlet al CSS Zalău va fi ultima verificare înaintea campionatului european rezervat sportivilor sub 23 de ani, programat în perioada 13-16 iulie în Polonia. Paș va alerga la Pitești în cursa de 400 de metri.